Medicii atrag atenția că vremea caldă de primăvară anunțată de meteorologi pentru următoarele două săptămâni va aduce și un număr semnificativ de viroze respiratorii. Răceala este o infecție acută, virală, ușoară și autolimitată a tractului respirator superior, care determină simptome variabile de tip strănut, nas înfundat, secreții nazale, gât iritat, febră mică și dureri de cap. De obicei, copiii cu vârstă cuprinsă între 6 și 10 ani pot face chiar 10-12 răceli pe an, în timp ce adulții răcesc de 2-4 ori pe an. Iar femeile cu vârstă cuprinsă între 20 și 30 de ani răcesc mai frecvent decât bărbații de aceeași vârstă. În general, răcelile sau virozele se referă la infecții produse de virusuri, altele decât cel gripal, care însă dau semne de îmbolnăvire foarte asemănătoare cu gripa. Sursa de infecție o reprezintă întotdeauna bolnavii cu diverse forme de infecție acută a căilor respiratorii și se pot transmite în timpul strănutului, tusei, vorbitului, prin picăturile de secreție nazofaringiană sau prin salivă care sunt împrăștiate în timpul acestor acte. De asemenea, se mai poate transmite prin obiecte proaspăt contaminate de astfel de picături de secreție nasofaringiană și prin atingerea acestor obiecte, ducând mâna apoi la nas, la gură, la ochi, ne putem îmbolnăvi. Uneori, răceala se poate asocia sau complica cu infecție bacteriană a gâtului sau a sinusurilor, situații în care se face prezentă febra ridicată, dureri faciale severe la nivelul sinusurilor, secreții de la nivelul gâtului eliminate prin tuse. În acest caz este necesar să vă prezentați medicului de familie pentru ca afecțiunea să nu se agraveze. O răceală netratată duce la pneumonie, spun medicii. În această perioadă trebuie să ne izolăm, să rămânem în repaus la domiciliu câteva zile până ne refacem complet, din două motive, și pentru o însănătoșire mai rapidă, dar și pentru a împiedica transmiterea către persoanele sănătoase. Și bineînțeles, nu ne tratăm singuri, ne prezentăm la medicul de familie care ne prescrie tratamentul adecvat. Nu este bine să recurgem imediat la antibiotice decât numai atunci când este cazul, când apar complicații și este recomandat antibioticul corespunzător de către medic. Există și o categorie de persoane vulnerabilă care trebuie să impună o atenție mult mai mare în această perioadă. Vorbim despre fumători, vârstnici, bolnavi cronici, dar și copiii. Spălarea pe mâini cât mai des cu apă și săpun este foarte importantă. După ce strănutăm, dușim sau suflăm nasul, înainte și după pregătirea hranei, înainte și după masă, după manevrarea, după mersul la toaletă. Deci este foarte importantă menținerea igienei. O alimentație bogată în vitamine, se recomandă fructe și legume proaspete, deci să ne luăm aceste vitamine pe cale naturală pentru creșterea rezistenței organismului.